Sandu, unde se joacă? Auzi, târși și eu încet așa, nu, nu-ți muci târ prea multe. Că târși, lași, și deodată se simte greu. Auzi, încearcă să dai pe culoarul ăsta, eu, că trebuie să stâlp încolo. Nu agăzi, de ce spun eu, de cât mai departe. Nu acolo, uite așa, iaten. Învață culoarul ăsta, că ai de câștigat. Și acolo e rog, dar eu nu mă descurc pe verticala aia. Oricum ăsta l-am luat mai larg. L-am luat mai larg. Uite, voi chiar am ghițit de tot, bă, nu sunt tot la cap. Te văd drum. Georgiane. I-am dat tare în larg. Parcă e mai frumos dacă să-i dau pe verticală. Vii ușor așa, și treci pe mai multe straturi de astea. Mai decalat ziua, dau aia ala așa, seara. Mărește ușor.
Da, știut eu că dă bine ziua la muscă la grătare, dar abia azi învăță șmecheria. Lua la ăștia la caz master, eu vreau să dau și o lecă cu muscă. Dar cred că... îți spun eu sigur. Și ziua, dacă stăm pe post și dăm așa foarte în larg și tras, cred că mai trebuie face. Azi a bătut vânt. Da, azi a bătut vânt, dar zic așa. Așa ca idee... Și, că, și când am mai dat cu ei, n-am dat în larg, am dat așa, la vreo 10 metri. Da, am văzut, păi și eu dădeam tot așa, da. De frica agățăturilor, de-aia nu prea dăm în larg. Da. La ăsta, chiar asta e secretul, unde sunt structurile și agățăturile. Cam pe acolo pândește. Dau și pe aici odată. Odată cu le odată. Ui, ce da, ce așa. Nu stă într-un loc, să plimbă ăsta. Trebuie să-mi iau un fir subțire de asta. Nu e bun nici plumbul ăsta cu care zic. Luai de la energeană, de e cam greu. E bun un plumb când îl tragi pe fundul apei, să nu simți nimic. Dacă foarte fin, dar aproape insesizabil așa. Și în momentul când tragi și se simte greu, ai dat zăpătura, ai pește. La mine eu dacă simt plumbul, când știi când îl trag, când să mai știu când când ești alocul, nu prea mai dă seama. Când e greu, trebuie să-l treci și pe fund, așa, să tragi de el. Și te păcălește, știi? Poți să pierzi mult și alăi, așa, că zici, bă, e plumbul. Încolo poate e pește. Da, așa e.
Eu am lucrat și cu ăsta, am lucrat și cu altul. Și am văzut diferența. Contează cel mai mult asta. Eu până la urmă asta urmăresc, dar dacă tot trag mereu și simți aceeași greutate mare, ca peștul, nu-mi dau seama. Înseamnă că peștii să fie mari ca ăștia, să simți peste greutatea plumbului, știi? De-aia am zis să-mi iau un fir mai subțire, un 006. Și să... Care ești, mă, cu brecul ăsta? Îți copilivi. Îți copilivi de la... Ați luat pe twisterele, da? Ați luat pe twistere? N-ai luat nimic pe muscă? Pe care? Linia? A, tu dau ce trebuie. Da, cu asta l-ai și între grătare. Și acum ultima dată ai mai pus-ai pe aia jos roșie. Să dau, nu, nu i-a dat-o și lui ăla. Păi da, ce? Da, asta. Păi a fost azi dimineață. Și după aia a zis că are treabă. A, slab de tot n-a mers. Eu pe la ora a doua am prins niște oia frumoși între grătare acolo. Jucat și când m-a ridicat să simțea greu și înțepam. Dar pe la două, când fusă vânt pe la tare. Mai mari. A bătut, de exemplu, cu 120 și afară rit-o la 80 la oră. Dar când era pe vigilia, dar ne-a aruncat o praf frumos și toate alea, dar fugit toți, atunci trăgea. Între grătea, el mai trage și până alt timp, nu mai așa, da. Nu să zic, atunci i-am luat eu cu ea mare. Deci e bine dat cu asta între grătare ziua. Cu linia asta. Ziua pe între grătare. Bagă-te aici, că am luat și câte doi odată. Dacă nu mă crezi, are filmarea aceea. Acum... Și până la credința asta e filmarea. Lasă că vine ea căldura și mănâncă jos acolo. Sănătate, o seară bună!
cald aia. Cald? Da. Cum aia s-a format vântul? Oh. Parcă anunța că vine niște... un val de frig să amestecă cu ăla. Plouă în nord. Plouă? Așa zice, că încep plăile pe nord. Ah. Trei. E posibil. Nu e exclus. Nordul e nord. După aia vine sudul. Ținem tot așa. Aici că e cam secetă, Dunărea e scăzută. Că n-a mai dat de mult, nu? Da. Păi de când n-a mai plouat? De zăpadă. Zăpadă, că de zăpadă dacă e frig. Când a venit căldurii ca să înceapă el jos să tragă, să dăm noaptea frumos. Primăvară, da. Să vedem pe prohibiție aici. Ce zic băieții pe prohibiție? Ne lasă? Ne-au lăsat anul ăsta. Ce zicea? Lua așa locul, e răpitor. A, păi nu, atunci a dat mai mult pe canal. Dar de ce nu prea să știa pe șalou, nu? Unde? Nu prea să știa de șalou ăla. Da, păi nu mai e că l-am luat ăștia. E cu căsături de analiză. Da, dacă n-au intrat ăștia cu plasă. Dacă au luat unii într-o zi, două și de bucăți la 2 kg. Câte icre depunea ăia. Cât făcea și să mulță. Dar ei a luat și șalăul, le-a luat și mâncarea. Și babuștile mici, și carașe, și bibai. Dacă n-ar fi satul ăsta de țigări acestea, ar mai fi și pește, dar așa. Da, pe Străjești nu merge așa bine, nu? Nu, nici în partea aia. Nu merge așa lău nici în partea aia. Mai mult grav. Da, se braconeze și Străjeștiul, că am dat eu cu muștile de seara în plasele lor. S-au împărțit de somnul. Unde, aici, pe barajul ăsta? Și partea aici. Ăsta o să rămână. Că pe ăsta nu poți să-l ia, mai ales dacă e marele rupe. Ăsta numai cu curent.